mă gândeam apoi, deci ziceam așa, băi, n-avem noi locuri de muncă, n-avem... Și mă uitam la situația femeii, mă uitam pe stradă, fiindcă eu dacă așa mă pot uita. Să nu credeți că ceea ce vă voi spune acum este părerea mea despre condiția femeii în comunism. Știu exact ce bube cumplite au fost acolo. Legea aceea care obliga femeile să... Mai ales decretul. Decretul acela oribil, apoi faptul că femeia era o persoană pur și simplu sclava ei. Totuși, comunismul ca ideologie pornise cu ideea unei relative egalități între sexe. Da. Și așa de bine le-a mers încât, vă spun sincer, eu mă uitam, almanacurile, emisiunile TV, felul cum erau îmbrăcate actrițele, prezentatoarele, mama avea jurnal de modă, nu un nechermanul ăsta, a venit târziu. Avea un jurnal de modă după care mi-am dorit răscolitor să-mi fac o roche și de ziua mea mi-a făcut. M-a pus să-mi aleg culoarea, mi-am ales un PMB și să o pun și niște broderii. Am brodat-o cu berze, care este pasărea mea preferată. Și atunci mă uitam la mama. Mama era o femeie simplă, deci era o funcționară. Am aici fotografii cu ea, niciodată n-am văzut-o pe mama cu geantă pe umăr. N-am văzut-o niciodată pe mama. M-am uitat și mă întrebam. Poza. Sunt oameni, sunt poze de... Au, mama era doamna mai înaltă și cu cine era aici? Cu o prietenă. Cu o prietenă, da. Doamna mai înaltă era noastră, da. Uite, da. Să... Așa s-a făcut. Și mă uitam, avea un taior cu care mergea la serviciu, geanta o purta pe umăr. N-am găsit, dar o să mai caut fotografia cu un manșon frumos. Nu-și permitea o femeie să iasă pe stradă cu geantă pe umăr, să pună pantoful în picior fără ciorap. Când am protestat în cancelarie, mi s-a zis, da, se poartă. Și am răspuns, depinde de standard. Se poartă, într-adevăr. Sau ce modă oribilă a lansat acum Avon. Umblă, parcă cu niște rucsacuri în spinare, așa, parcă ar fi când tata când se ducea la pește și își punea momelile în raniță. Ceea ce văd eu, e posibil ca acea lume elegantă să fi dispărut definitiv? Aici e problema. Aici e problema care mă intrigă. Regimul comunist a pierdut o elită. Și atunci a încercat să construiască alta. Știți câte toate cărțile, toate almanacurile promovau femeia care, deși muncește, reușește să fie sofisticată. Toate almanacurile, eu știu că nu am voie să port capot în casă, că nu am voie să arăt nemachiată, ce dacă simțiți nevoia să vă duceți la oglindă când sună cineva la ușă, ați pierdut. Tot felul de lucruri eram învățate ca în concediu să fim arătoase, că zice, atunci are soțul timp să vă privească, nu cum fac unele femei, așa nu mă cunoaște nimeni, nu ce-am mai prost în concediu. Deci era o pledoarie, încercau să construiască acel fashion care dispăruse odată cu elita, în timp ce femeia nu avea treptat, n-a mai avut deloc. Dar pe stradă, eu nu mi-aduc aminte niciodată, la parcul acela, când eram copil de 7-8 ani, la parcul trandafirilor, să fi ieșit fără ca mama să nu aibă roche de ultimă modă, și noi, și eu și sora mea, la fel. Nu mi-aduc aminte de doamne să le fi văzut îmbrăcate în pantaloni, vă, chestia cu pantalonii. Pur și simplu mă deprimă. Acum, e o luptă împotriva feminității. Pantalonul e făcut în croială bărbătească, parcă ar fi eunuci. Ia să vă uitați la ele când merg, parcă ar fi eunuci. Mai au și cu un sacou. Sacou, mă gândeam eu odată, îi spuneam fiului meu, băi, Mișule, să știi că sacoul ăsta, sacourile la fetele astea de la multinaționale, o fac cu Ana Paucăr să zâmbească superior, ea părea fashion. Ea părea fashion pe lângă ce aici. Da, și ele sunt niște cooperative ale lumii moderne, niște colhozuri moderne, aceste multinaționale. Să le vedeți cum arată, parcă încearcă să-și ascundă feminitatea ca și când ar spune, vedeți, sunt și eu capabilă să fiu manager, să fiu, probabil ăsta e motivul pentru care arată îngrozitor. Peste tot se face publicitate la, eu le zic, la nândragii ăștia, este ceva,
îmi plac două femei și vreau să le pun în discuție. Una este Bethany Hughes. Bethany Hughes este arheolog. Un arheolog de tot. Face emisiuni TV pentru toată lumea care se interesează. Coboară în străfundurile catacombe. Niciodată n-am văzut-o pantală. În fustă. O poartă cu atâta demnitate și zâmbește. Arată ca o zeiță. O să o caut și eu, m-a făcut curios. Numai să vă veți îndrăgosti de ea. Sună britanic. Deci, Bethany Hughes. Așa. Bethany Hughes. E un nume britanic. Așa. Doamna este specialistă în civilizațiile mediteraneene și a făcut zilele trecute un serial despre zona Eufratului, despre Turcia, Gaziantepul și Alepul, care din Semiona Fertilă. Pentru mine au o rezonanță grozavă, eu sunt mare mâncătoare de migdale și acolo e zonă. Era Silvie britanic. Britanică, într-adevăr, o femeie frumoasă. Frumoasă și niciodată în pantaloni. Dar niciodată. Și mai este o doamnă, am ales din adins două doamne foarte diferite. O femeie mândră de feminitatea, ei. Da. Și-o poartă zâmbind. E bine că ați dat, prin intermediul acestei filmări, un exemplu, un tineri, o femeie, să aibă un model. Și mai este o doamnă, o cheamă Tonia Buxton, este critic. Tonia Buxton. Da, este critic culinar, este cipriotă, dar probabil Buxton este după soț. Știți cum erau zeițele grecești? Așa este ea, după ce a născut patru copii. Este o splendoare de femeie, niciodată n-am văzut-o în pantaloni. Are o emisiune celebră, Savoarea Greciei, pe care o urmăream înainte de a pleca la școală. M-a întrebat odată un coleg de catedră, ce-i de ăștia așa fericită? I-am spus, am dus să mă scol de dimineață și am văzut un episod din Savoarea Greciei. Am găsit-o. Da, are niște trăsături grecești. Nu-i așa? Trăsături de greco. Și da, și trupul. Și are, este mamă a patru copii acolo. Și niciodată n-a purtat pantalon. Și a afișat această feminitate. De-aia am ales două femei foarte diferite. Și loc de naștere este cipriotă, grecoaică cipriotă. Femei diferite. Tonia nume grecesc, Buxton după soț. Da, da, da. Și organizează emisiuni. Pare a fi o gurmandă. Pare că dacă este critic culinar și gătește absolut fascinant. Într-adevăr, într-adevăr, nu știu. Două femei care fac cinste feminității. Genului, cum se zice. Da, vreau să nu mai auzim. Apoi, mai m-am gândit la tot la situația femeii. Femeia a pierdut feminitatea. Înainte când voie să-l auzi pe cineva, spune, doamne, bărbatul ăsta e mare boier. Adică, la prin boier sau e o femeie, o boieroaică. Se înțelegea un om cum se cade, săritor, care te ajută. Cavaler. Da, empatic. Empatic, da. Femeile au pierdut empatia. În numele succesului, așa, au devenit agresive, răutăcioase. Eu m-am uitat la un film, pierdeam timpul, că nu aveam chef de altceva. Ce își doresc femeile? În care un tip, la un moment dat, fură ideile unei doamne pe care o ia de soție, o ia de bărbat, dar îl și destipie. Pentru că ea nu vrea să împartă. Nu e cu Mel Gibson care ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Să ghicească gândul femeilor? Da, și șefa lui este un exemplu tipic de femeie care a pierdut empatia, da. Și pentru ea nu conta decât succesul social cu orice preț. În numele acestui succes social s-au urțit. Femeia trebuie să este prin definiție caldă, umană, s-au urțit pur și simplu.